Și faptul că Marina e un copil care nu percepe... Dar nu înțeleg de ce Marina nu vrea să-și pună punctul ei de vedere și tot timpul ascunde chestii. Mă, frate, ea nu neapărat că ascunde. Nu zice, e frică de ceva. Ea n-a fost, chiar n-a fost afectată. Dar de ce? Pentru că nu înțelege exact. Sunt fete venite din alte pături sociale care pot fi deranjate inclusiv de imaginea vizuală care au văzut-o. N-au fost ele implicate, dar au văzut imaginea și pe ele le deranjează. Marina nu concepe. Marina e un copil care nu are habar de capul ei. Despre ce vorbim? Ea chiar nu a fost deranjată atât de tare. Pentru ea a fost așa, ca o... Ia mâna! Atât a dus-o pe ea minte. Dar după aia, dacă zic eu lucrurile astea, începe să plângă. Ești conștient de treaba asta, nu? N-am luat-o mă în seamă, dar atât timp cât a spus în momentul ăla, ia mâna după mine, tu ai luat-o. Și el a înțeles? Da, exact. Nu am... Nici nu mai știu cum a fost faza, eu nu mai mentu. Dar nici nu contează. Nici măcar el nu mai știu. A fost o glumă, probabil. Bravo, și mi-a plăcut de tine. Cel mai maxim a fost o glumă. Maxim. Bravo, frate. Chiar mi-a plăcut. Poate nici o glumă n-a fost. Ai înțeles? N-ai insistat cu nimic? Nu. Tu nu m-am simțit în niciun fel. Marina, te-ai simțit hărțuită de... Nu. Și atunci, deci toată lumea își dă cu părerea despre ce ai simțit. Eu nici măcar nu m-am dus și am spus chestia asta. Deci altcineva de acolo, adică Viorela. Da, Viorela, s-a băgat ea. Eu mă simt chiar prost în situația asta cu toți. Dar ce nu ți-amintești, dar poate e rușine să recunoască. Te forțează toată lumea să spui. Da, vezi? Ceva ce nu... Da. Azi mă spune, m-a deranjat, na, să se simtă bine, nu, ce vrei? Bă, atât timp cât ți-am spus și tu n-ai făcut niciun gest, asta e, am dat-o uitări, jur. N-a contat chestia aia pentru mine. Pentru că nu a fost grav. Evident! Eu nu pot, eu de-asta, de-asta îmi zice None, că tu nu o să te pup cu nimeni aici. Păi stai mă puțin, cum, adică am venit aici să mă pup, asta trebuie să dovedesc eu aici, că trebuie să știu să mă pup? Oricum, nu înțeleg mulți. Te pup și tu? Rolul asemenea. Ai un zâmbet. Nu înțeleg mulți. Toți trăiesc cu senzația da, că este combin. Obligatoriu să vii aici să faci cuplu. Fals. Da. Falsă informație. Nu este obligatoriu aici, indiferent cât rulaj va fi de concurenți, să și găsești aia, cineva pe placul tău. Scrie 7 băieți, 7 fete într-o casă. Dar nu înseamnă că toți sunt pe placul meu. Încearcă să se cunoască. Da. Și dacă sunt oameni care își găsesc mai greu pe cineva, nu sunt de blamat, sub nicio formă. Sub nicio formă. Toată lumea a înțeles că aici trebuie să vii să faci cuplu. Nu-ți mai spun că și în casă îi iau acum de mânuță și pun aici. Și vă spun că sunt unii care trăiesc cu senzația că dacă vor face cuplu, vor câștiga. Mădălin. Și au venit aici cu gândul ăsta. Mădălin? Mădălin. Nu numai. Da. Sunt mai mulți. Crede-mă pe cum. Eu nu. Nu vorbesc de voi. Ai, eu v-am spus opinia în mare parte despre fiecare. Adrian știe ce părere am despre tine. Adelin știe ce părere am despre Ștefania și tot așa. Că nu stau toată ziua să vă cânt în strună, să vă fac pe aici reclamă, e cu totul altceva. Dar a văzut toată lumea... Ce cauți, mai? Respect din partea mea, ca să zic așa. Da, frate, și noi te respectăm. Și eu te respect, vrei. Iar dacă... Vrei. Și eu te respect. S-a apucat altul căruia am vrut să explic termenul hărțuire, ce înseamnă, că n-avea nici măcar habar și am zis că nu trebuie să înțeleagă că îl jignesc, că nu știe. Se uită la mine ca broasca la barieră. Nu-i problema mea. Foarte prost, că mi-ți aduc alte acuzații sincer. Chiar mă simt prost. Când umbli pe la manele, te întâlnești gest cu destul de des cu aceste gesturi. Și ești obișnuită. Unele nu se întâlnesc atât de des și percep greu informația. Sunteți pregătiți să aflați cele trei fete favorite? Cine credeți voi? Cele trei nume din casa băieților. Mâine vom afla care dintre voi doi va câștiga cei 1500 de euro. Și m-am convins săptămâna asta și știe toată lumea. Nu mai am încredere în ea că percepe bine informația. Nu credeam că emisiunea asta sună atâtea... O să-mi păteze atât de mult imagine. Mă simt foarte prost când mi-ți aduc alte acuzații sincer. Chiar mă simt prost? Când umbli pe la manele, te întâlnești gest cu destul de des cu aceste gesturi. Și ești obișnuită. Unele nu se întâlnesc atât de des și percep greu informația.
sunteți pregătiți să aflați cele trei fete favorite? Cine credeți voi? Cele trei nume din casa băieților. Mâine vom afla care dintre voi doi va câștiga cei 1500 de euro. Și m-am convins săptămâna asta și știe toată lumea. Nu mai am încredere în ea că percepe bine informația. Nu credeam că emisiunea asta o să-mi aduc atâtea... O să-mi păteze atât de mult imagine. Este frumos cu stilul ăsta, că tu ești mai rafinat, așa. Nu se vine cu sport. Uite, ia și asta să potrivească. Serios. Da, chiar că. Că... Aoleu, ce mi-e cald. Al cui e asta? Nu știu. Mi-e așa mi se pare, nu te văd în sport, știi? Da, aveam de la o bluză animal print, exact așa. Am avut. Nu mă deranjează, nu mi se pare urât. Nu stă mă acolo să mănânc. N-am ce face. Cum se vedeau mâinile, mișto, nu? Da. Se ceartă aia. Și ei, da. Mi-au sărit mie în cap că, vai domnule, ce m-am băgat. Ce-ai acolo? Omletă. Dar nu te-ai băgat, mă, ți s-a părut că te-a deranjat vizual. Dacă erai înlocuit, ce făceai? O luat la umor. Nu mai zic nimic. Vio, este perfect normal. Eu dacă mă duc pe stradă și văd o femeie, să zicem, agresată de un bărbat, păi mă duc și pun pe cineva să... Nu mai zic, mă, nimic, că Marina s-a luat de mine, că mi-a zis, a, că nu trebuia să te bagi. Că de ce m-am supărat? Păi normal că m-am supărat. Atât timp cât eu ții apărarea și te faci că plouă. Când o să am o problemă, o să vă pun pe voi să mi-o rezolvați. Adevărat. Auziți, da, să știți că negociem la... Să vezi ce liniștit stau. Fetelor, m-a deranjat X, vorbiți voi, vă rog, rezolvați-mi și mie problema asta. V-a plăcut jocul? Da. Am râs. Eu n-am înțeles surpriza voastră. Eu tot aștept. Urmează. A, vine la de obicei. Da? Ce surpriză? Eu tot aștept. Ah, eu zic că e o excursie. Bine, acum am făcut focus pe ei doi. Cu emoțiile și la ei vreau să-i văd mai. Chiar mă bucur pentru ei doi. Nu, mamă, eu am chiar Ștef cu Viu, Ștef cu tot, e super ok. Prima dată în trei săptămâni când am privit cu emoții. Da, sunt primii și lor le-am zis. Lor, dar nu cred că vor avea doar ei surpriza. Probabil locul 1, 2 și 3. Lui. O spere, a? Păi și tu pe ce loc ești? Pe 3? Pe 3, da. Câte? Pe trei, de ce ești tu pe trei? Păi cineva a avut patru cărți. Eu inițial și când a început Roxy am zis, mamă ce bine se mișcă. Păi îți mai dau eu 10 de la mine, frate, că eu am destule. Eu am destule, îți mai dau eu 10, nu-i problemă. Locul 4 atunci. Ce mă jucam eu cred că ar trebui să iasă doar... Dar cel mai comic din jocul ăla a fost Aniela cu Bogdan. Cei mai comici, nu se poate. Cum să te pupești să fugi? Ei se potrivesc bine de tot. N-ai cum? S-a enervat la rău de tot. Cine e cu Bogdan? Dar așa cum făcea, nu mă mai joc. Da, mă simt foarte prost. De ce? Că spuneți că nu mi-a lăsat aminte ieri când ați vorbit. Dar nu te judecăm pe tema asta. Nu are nimeni să-ți reproșeze de ceva. Pe tine chiar atât, așa ai simțit, tu chiar nu te-ai supărat. Nu, dar e o diferență aici. Sunt anumite, de exemplu, eu dacă văd orice lucru de genul ăsta, mie nu-mi place. Dacă tu ești obișnuită... Frate, am spus ea mâna, nu e ca și cum am acceptat și am tăcut și am mers mai departe. Spre ce dar n-ai fost afectată cum ar putea fi Viorel. Mă, tu știi, a venit Viorel așa. Mă, tu știi ce s-a întâmplat? Eu dormeam, a trezit Viorel. Tu știi ce s-a întâmplat? Zic, ce s-a întâmplat? Păi, uite, a venit... De ce nu m-ai întrebat în momentul ăla când m-ai văzut? Am vrut să te întreb și am intrat a doua zi, eram super nervoasă. Am vrut să te întreb, a doua zi eram mega nervoasă, nu știu ce aveam, am trezit prost. Și n-am vorbit cu nimeni. Și după aia am intrat în emisiune și am zis, lasă că nu zic. Și după aceea a fost, după aia a venit Bianca, a fost cu asta. Gândiți-vă, a venit seara cu casă, l-a luat Bianca, a plecat de lângă ea. Băi, băiatule, băi, pe dacă era să spun un singur lucru. Dacă Ștefaniei, Viorelei, Rafaelei, imaginea a avut un impact foarte puternic. Dacă copilul ăsta pentru ea n-a fost că atât
percepe ea, nu a fost deranjată. Ea nu minte când zice lucrul ăsta. Dar dacă pentru ele, într-adevăr, impactul a fost atât de nasol, poți să le judeci? Da, de ce nu îți poți. Spui mie? Nu, dar nu m-am referit doar la subiectul ăsta. Dar la ce subiect? Și știi, da, și voi, a venit în casă, Bianca l-a luat cu băiatul, că te deranjează absolut ce. Orice. Pe mine? Da. Rafaela, lasă-mă. Păi nu că lasă-mă, Adelin, dar nu, nu vorbi așa cu mine scârbă, că nu vorbesc ție cu scârbă, dar văd că te deranjează absolut orice zic eu în ultima perioadă. Da. Nu te răsfăța. Te deranjează absolut orice, n-am nimic cu tine. Eu nu am nimic cu tine, dar îți vorbesc frumos. Cu mine. Și îmi spui mie, nu, bine, atunci discută tu, să te văd pe tine că discuți și tu, spui tu. Nu discut, o să mă pun pe voi când o să am un problemă. Ce ți-ar fi ok să ai imaginea asta? Am zis că l-a spus la pe Ricardo eu. De ce? Și n-am, nu, ți-am zis că nu m-am referit la subiectul ăsta. Eu am fost, singura care a stat cu el cel mai mult timp. Toate fetele s-au luat de el. Marina e doar un copil care, într-adevăr, nu a fost atât de afectată de situația creată de Ricardo. Ricardo n-a avut intenții atât de periculoase sau atât de murdare, ca să zic așa, în privința ei. Nu este un bărbat obraznic, e un bărbat civilizat, doar că un pic mai îndrăzneț. Pe Marina n-a deranjat-o, dar sunt fete care trăiesc într-un alt stil, cu mult mai bun simț, și pe ele chiar le-a deranjat.